dimineața ne uităm la desene și Matei își face Morgan Crysul, joculețul de dimineață de la grădi, cercul de dimineață. Ai terminat cu el? Le adun, mami? No, hai, adună-le. Hai, pune-le aici. Ne-am trezit și noi de vreo 2 ore și ne-am beut cafeaua, respectiv cacaua, și acum vrem să facem ceva să mâncăm. Am luat ieri de la Aldi, a luat de croasante și vreau să le încercăm, să vedem cum îs și vreau să le pun acum să le coc. Cred că sunt și gata tăiate, doar trebuie să le rulez și să le bag în cuptor. Și dacă vrem ceva umplutură să punem, dar eu prima dată le coc și le tai după aia și pun un pic de unt și dulceață de măceșe să mâncăm. Matei, faci cu mâna. Hai, fă cu mâna. Salut! Zi bună! Halo! Așa, halo! Da. Mănâncă struguri. Aia nu-ți plac, mami. Am cumpărat o caserolă de struguri și am uitat să mă uit să nu aibă sâmburi. Și am luat așa cu sâmburi și... îi mănânc eu, da. Și am mai cumpărat Cipri o caserolă și pentru el fără sâmburi. Și ăștia mi-am pus mie să îi mănânc. Și mă duc acum să fac croasantele. A, și încă ceva. Matei ieri la restaurant a fost foarte, foarte, foarte cu minte. Nu am avut nicio treabă, că l-am stat cam o oră și jumătate. Nu, mai mult de o oră și jumătate, că am ajuns la 6. Și ne-am trecut acolo pe foaie, că am stat până la 7:30, dar na, am stat puțin peste, că am mers să îi salutăm și colegii lui Cipri. Am zis că el lucrează acolo, deci vedeți ce mâncare face Cipri la lucru. A fost foarte, foarte bună, dar mult. Nu am putut să mâncăm tot. Și a mâncat și Matei. Mi-am luat și pețele cu sos. Îi plac foarte mult și la grădiniță, tot timpul când le dă șpețele cu sos, zice educatoarea: a, au mâncat Matei de numă. Zic, ce? Șpețele cu sos. A, normal. Șpețele cu sos sunt preferatele lui. Mai plac pastele cu broccoli foarte mult și îi place cheu cu aperitiv. Și ciorbițele, supița de deței. Astăzi vreau să fac pifteluțe cu sos, pifteluțe în sos și cu piure de cartofi, cred. Și vă arăt și vouă. Dacă tot am timp, ieri cât am fost eu la lucru și Matei la grădiniță, Cipri a făcut curățenie. A fost ziua liberă și când am venit acasă, noi ne-am pus la somn, că a fost zi scurtă și pentru mine și pentru Matei. Și ne-am pus toți la somn, pe urmă am plecat, am mâncat în oraș și doar în bucătărie ce mai trebuie să spăl niște vase. Dar a făcut el curățenie și așadar pot și eu să filmez. Bine, mă duc să fac croasantele, că ni foame. Așa arată pachetul de la croasante. Sunt 6 într-un pachet. Hai să vedem. Și arată că sunt gata tăiate. Și eu mai trebuie să le rulez. L-am scos din ambalaj, uitați cum e. Și rezultatul final, așa arată croasantele. Am uitat să le curbez puțin, dar arată bine și așa. Ia uitați ce mănâncă Matei, măsline. Deci îi plac de numă. Toată ziua ar mânca. Iau, bebe, bebe! Pune și tu, mami! Bebe! Bebe, bebe, de ce arăți purtica? Noi suntem încă în pantalonii de pijama! Uite că mai avem și zile cu soare. Am ieșit afară. Este răcoare, dar măcar nu bate vântul și este soare, este frumos. Am ieșit pe bulevard, ne plimbăm.
Pe urmă mergem acasă, îi dau lui Matei ciorbiță și mă apuc de făcut mâncarea, să fie gata pe când vine Cipri. Ce spui, puiuțe? Îți place afară? Da. Am văzut pe o tântiță care mânca înghețată pe o bancă și am zis că îi cumpăr și lui înainte să plecăm sus. Vine ca masca la mine. Era să o uit. Dar am luat-o în caz de ceva. Ce faci, puiuțu, Doamne? Se vede? Mi-au pus pietricele pe papuci. Hai, puiuțule, hai să le plimbăm. Tati! Nu-i tati! Ce ți se pare ție că seamănă cu tati? Că e om bătrân. No strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden. I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now. You told me you don't really do commitment, trust me. Consider your message received. When you said you couldn't take us too seriously, I must admit I was relieved. 'Cause I never wanna play happy families with you, but I like having you around. I'm fully aware this is a flash in the pan, but we can still have fun for now. Mulțumesc! Aruncă-mi în sus, mami! Nu? Copilul zice nine. Mulțumesc! Deja s-a lorat și copilul nu vrea să vină acasă, cred că vine ploaia. Și mă căuta de chei, da, să vă spun, mă căuta de chei să deschidă un magazin. A zis, ce vrei să vină poliția să ne ia? Și să ne apucăm de mâncărică. Am aici 500 de grame de carne tocată, aici 3 căței de usturoi, 2 cepe mai micuțe, 2 morcovi, un ou și pătrunjel, sare, piper, boia. Nu o să pun pâine, o să pun cartof fiert. Am pus aici, am curățat cartofii și am pus la fiert pentru că fac cu piure, cred că am mai spus. Și o să iau câțiva cartofi ori să bag și în pifteluțe și vreau să vă arăt cu ce toc eu ceapa și morcovul. Mi-am luat din Lidl acest aparat de mărunțit ceapa, de care sunt foarte mândră. Nu, mami? Și tu așa ai? Da. Da. Și cu el fac ceapa, nu știu, vouă dacă vă place să tăiați ceapă, dar mie una nu-mi place și aparatul acesta mă scutește și de lacrimi și o face perfect. Și pentru că Matei este aici cu mine, o să vă arate cum funcționează acest aparat de mărunțit ceapa și orice legume. Am văzut că este și pentru carne și orice pot face cu el și mă ajută foarte mult, mai ales la pifteluțele cu legume. Le fac toate cu acest aparat și ies super, super bine. Uite, domnișorul s-a pregătit aici. Am tăiat ceapa și acum urmează să o punem în aparat. Așa e, mami? Da. Da, așa. Ia să vedem. Stai, puiuțul, nu punem mâna pe ea, mami. Lasă că pune, mami. Ola! Stai, puiuțul. Așa, pune tu. Așa. Și acum punem capacul, fixăm și facem la viteza 1. Așa, mami. Apasă! Așa, încă un pic. Un pic. Na, ia să vedem, mami. Ia să vedem, mai trebuie. Dai să vedem. Așa arată ceapa. E tăiată perfect pentru orice fel de mâncare. Și acum continuăm cu morcovul. Ceapă și morcov punem la
și la pufteluțe și la sos. Și acum continuăm cu morcovul. Am aici ajutorul de nădejde. Hai să punem, mami, și aparatul. Așa, l-am fixat și morcovul, pentru că este mai tare, îl facem la viteza a doua. Mami, apasă aici. La următoare. Nu, hai că facem cu prima viteză. Așa. Hai să te ajut. Așa, apasă. Super! Și morcovul a ieșit cam așa. Puteți să-l facem și mai mărunt și mai măricel, cum dorim. Și acum ne apucăm de pifteluțe. Așa e, mami? Da. Așa, bravo. A, și încă ceva ce-mi place, că este foarte silențios și nici nu a costat mult. Cred că 20 de euro sau 25 și se spală foarte ușor. Haide, mami, la treabă! Am terminat de format pifteluțele, iar acum o să le frig și pe o parte și pe cealaltă, dar nu le gătesc de tot, pentru că vreau să se gătească în sos. Am terminat și sosul cu pifteluțe. Uitați cât de bine arată. Haideți să vă spun cum am făcut și sosul. Deci am călit o ceapă, un morcov, pe urmă am adăugat sosul de roșii, o frunză de dafin, sare, piper, boia, usturoi granulat, am pus și o lingură de zahăr să fie sosul mai dulceag și pe urmă am adăugat pifteluțele, am pus un pahar cu apă și am lăsat să fiarbă până a scăzut sosul. Iar la sfârșit am mai pus pătrunjel. Și așa arată porția mea. Poftă bună! A, mami, papa! S-a udat piticania și i-am dat body cu mânecă lungă pentru că am deschis geamurile să aerisiesc. Și acum papăm! Tati, tati. Și pe urmă vine tati și facem nani. Auto. Cu auto vine tati. Abia acum a dormit și Matei. Este 4:30 și îi trează de la 7:30. Și a dormit după ce a ieșit Cifre pe ușă să plece la lucru. Nu știu, după ce vine el acasă, se reactivează. Oricât de somn ar fi, îi sare. Îi sare. Odată ce apare tati acasă, îi trebuie joacă și am putut încerca noi să-l adormim, dar nu a reușit, ar fi dormit și Cipri, că îi pleca la lucru de la 7 dimineața și a avut pauza asta de 3 ore, care nu-i de 3 ore, cam 2, că na, drumul dus întors și a vrut să doarmă, dar nu a reușit de Matei. Și după ce a ieșit el pe ușă, i-am pus un episod de Dim Auto, de 3 minute, cât ține, și a adormit. Și eu am văzut la o prietenă pe Facebook, cozonac, face cozonac la comandă. Și mi-a făcut poftă și mie. Și m-am uitat, am toate ingredientele și am zis că mă apuc acum să fac aluatul, cât doarme Matei, îl las la tospit cât doarme el. Și pe urmă facem amândoi până de seară, când vine Cipri, îi gat eu și ăia. O să-i fac cu cremă de ciocolată, cu un fel de Nutella, dar nu-i Nutella, e Nutoca. Mie nu-mi place gustul de la Nutella și cumpăr de la Aldi Nutoca. Cred că așa îi spune. Și e foarte bună, e ca și crema de ciocolată din cornurile cu ciocolată. Și mă duc să fac cozonaci. Ce ai în cap, mami? Au! Au? Ai pus făina în cap? Oule! Acum vrem să facem cozonaci. Noi ne-am jucat un pic cu aluatul. Matei, ce faci? Măi! Am ajutor de nădejde aici. Hai că am luat blițul de pe tine, mami. Și aici avem aluatul
Și o să fac 2 cozonaci. Am făcut dintr-un kilogram de făină și o să-i umplu cu cremă de ciocolată și cu nucă. Ia, uite-l pe pitic ce se distrează. Ia, mami. Hai că-ți dau și ție o bucățică, da? Uite, ia. Și te joci aici. Ia uitați cine mă ajută să umplu cozonacii. Hai, mami, mai cu spor. Oh my god, ce-ai făcut acolo, Matei? Ce-ai făcut? De ce ai întins ciocolata pe acolo? Da? Ciocolata, da. Am terminat de umplut cozonacii. Tava asta este mai mare, de aceea pare mai micuț acest cozonac. Acum o să-i mai las să crească undeva la 15 minute, apoi îi dau cu ou și la cuptor. Și gata, cozonacii! Acesta a fost în tava aceea mai mare și mai lat. Art, mami, art! Trebuie să se răcească și pe urmă mâncăm, așa-i? Da, așa. Sunt frumos, așa-i? Puiuțu. O dat aici cu capul de masă și l-am dat cu un baton cu bant. Vrei să-i mâncăm? Da. Hai că-i mâncăm. Dragă, dragă, așa. Zi, te-ai răcit? Te-ai răcit, cozonac? Să te mâncăm. Pe care vrei să-l mâncăm, mami? A. Ăsta? Sau ăsta? Ăsta? Da, ăla. Hai, hai că acum mâncăm din el. Să rup? Da? Bleau. Wow. Wow. Ce moale. Wow. Wow, arde, mami? Da. Da? Stai. Ia. Suflă. Sufli? Da. Suflă. Vrei să mănânci? Suflă, mami. Înține tu, mami. Ia uitați cât de bine arată, ce fufos este. Acum arde. Da, noi așa mâncăm un cozonac. Îl mâncăm așa moale și cald. Și restul îl tăiem cu mâine. Este 9:30, mă duc acum să-i fac baiul lui Matei. Este destul de târziu, dar și el s-a trezit târziu. Și mergem să facem băiță, trebuie să apară Cipri imediat. Așa că închei vlogul aici. Eu vă mulțumesc pentru vizionare. Vă aștept cu mare drag și în filmulețul viitor. Până data viitoare, mulți pupici! Hai și tu! Hai și tu să dai pup! Trebuie să vină și vedeta canalului. Hai aici! Și cum spui? Pa! Pa? Nani! Da, facem nani! Și bem lapte? Da! Da! Așa, și facem nani. Da, pa! Pa! Da, pup! Low-key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free.